Proiectul susținut cu finanțare europeană Multidrone. Vor reuși aceste trei drone să își ducă la capăt misiunea, adică să zboare și să filmeze complet autonom? Okay, we start the mission now. Se va finaliza cu succes proiectul după 3 ani de zile aici, în Sevilla. Fiecare dronă realizată pentru acest proiect are o traiectorie bine definită și mișcările camerei de luat vederi sunt preprogramate. Dronele au acum autonomie totală. Pentru mine, precizia reprezintă avantajul zborurilor autonome. Dronele fac exact ceea ce dorești. La un mare eveniment sportiv cu mai multe drone, de exemplu, este foarte greu să coordonezi totul manual. Este posibil numai în modul autonom și poți repeta scenariul de câte ori dorești. Însă drumul până aici a fost lung, scurtă retrospectivă. Un conac în nordul Germaniei. Aici se întâlnesc partenerii de proiect din industrie, cercetare și media. Implicați sunt cercetători și specialiști din 8 țări europene. Sistemul urmează să fie folosit pentru prima oară. Se simulează o producție media. În atelierul improvizat într-un hambar, încă se mai asamblează și programează. Afară este o dronă pregătită pentru zbor, fiindcă aparatele funcționează complet autonom. Desigur, există și un pilot la sol care poate prelua imediat controlul, la nevoie. Filmarea cu ajutorul dronelor autonome este complet diferită de înregistrările video pentru restul producțiilor media. O dronă nu rămâne automat la aceeași altitudine. Pentru lucrul acesta trebuie frânat sau accelerat și trebuie controlate influențele externe, ca vântul, să spunem. Pentru a-i menține poziția, trebuie să mânuiești telecomanda în continuu. Okay. Perfect. So, let's do it again. Maurizio Montagnolo pregătește primul scenariu. Partea centrală a sistemului este așa numitul dashboard pentru regizori și cameramani. Prin intermediul unui panou de control pot fi definite traiectoria și mișcările camerei video pentru fiecare aparat în parte. So the director and the media staff doesn't have to... Astfel, regizorul și restul echipei nu trebuie să-și mai bată capul cu detalii tehnice sau cu posibile probleme ce pot apărea la filmările cu mai multe drone, ci se pot concentra numai asupra părții de creație. But he can concentrate on the editorial staff. De detaliile tehnice se ocupă sistemul Mission Control, care verifică plauzibilitatea comenzilor introduse și calculează ruta ideală. Astfel se evită, de exemplu, ca dronele să se filmeze reciproc. Un alt avantaj, după planificare și control, programul oferă posibilitatea unei simulări pe ecran a misiunii. Apoi, de la simulare la realitate. Pentru prima oară, aparatele de zbor, în mod normal coordonate de la sol, intră în acțiune pentru realizarea unei producții media. Un grup de bicicliști este filmat cu ajutorul a 2 drone, care, de data aceasta, lucrează complet autonom. Aparatele urmăresc bicicliștii prin GPS. Misiunea este urmărită de la panoul central. Fiecare pilot este în permanență cu ochii pe drona sa, însă nu trebuie să intervină. Sunt surprins. Au fost atâtea temeri privind stabilitatea zborurilor, dar n-a fost nicio problemă. Apoi, la analiza imaginilor, dezamăgire mare. Unul din cele 2 materiale filmate nu poate fi folosit. Opțiunea autofocus nu a funcționat ca la testele de laborator. Ok,
Right now is the first time that we gather all together to. Este pentru prima oară când lucrăm împreună în condiții reale pentru o producție media. Este cu totul diferit față de testele făcute de către fiecare în parte în laborator. Este normal că la un asemenea proiect să apară probleme. Acum provocarea este să eliminăm aceste probleme în zilele următoare. We will try to solve them in the following days. Două zile mai târziu, un lac din apropiere. Tabăra se stabilește la un debarcader vechi. Ultimele pregătiri pentru scenariul cu numărul 2. Va merge totul bine de data aceasta? O zi întreagă s-au căutat soluții la problema focalizării. Acum se va vedea dacă funcționează sau nu. Această dronă va fi coordonată manual, dar va livra înregistrări de altă calitate. Cealaltă zboară autonom și livrează imagini mult mai bune ca în urmă cu două zile. Eforturile comune au dat roade. Toată lumea este ușurată. It worked, really. A funcționat excelent. Restul sunt fleacuri. Desigur, nu trebuie să ne lăsăm pe ureche, însă misiunea de astăzi a fost chiar un succes. Azi la prânz n-aș fi crezut asta. În ziua următoare, echipa implicată în proiect primește vizita participanților la disciplina parkour. Testul numărul 3. Dronele sunt în aer când rotoarele unui aparat se defectează. Echipa și-a impus reguli stricte de securitate, de aceea nimeni nu este rănit, dar drona, care costă peste 20.000 de euro, pare a fi bună de aruncat la gunoi. It really hurt because Este dureros, pentru că am lucrat la acest aparat până noaptea târziu ca să-l pot termina la timp pentru proiect. So things could work and it suddenly. Și când se prăbușește pe neașteptate fără să poți face ceva, este un sentiment tare neplăcut. Dar se mai întâmplă. Echipa începe să caute motivele și se întreabă dacă și alte drone s-ar putea defecta în același fel. Până la elucidarea cazului, toate testele sunt anulate. Cred că motivul a fost sistemul automat de oprire în caz de urgență. Pentru asta există o telecomandă specială cu care se pot opri rotoarele în caz că drona scapă de sub control. Dar nimeni n-a apăsat pe buton. Nu știm cum s-a activat sistemul. Credem că bateria a fost de vină. În cadrul proiectului sunt folosite mai multe modele. Sistemul respectiv era instalat numai pe drona care a căzut. De aceea, celelalte aparate pot fi ridicate de la sol în continuare. O dronă de rezervă este pregătită pentru ca experimentul să poată continua. Siguranța este prioritatea, de aceea sistemul este prevăzut și cu propria rețea LTE. Un alt aspect important, dronelor nu le este permis zborul deasupra maselor de oameni. Grație inteligenței artificiale, sistemul recunoaște singur mulțimile de oameni, aici, în imagine marcate cu roșu și alb. Totul funcționează prin intermediul camerei de luat vederi, chiar dacă nu este programată o înregistrare. Algoritmii pot folosi informațiile de la toate dronele pentru a localiza masele de oameni. Chiar dacă drona 1, să spunem, nu detectează nimic, este foarte probabil ca un alt aparat să fi scanat deja teritoriul. Astfel, prima dronă primește informațiile și evită această zonă. This drone has to avoid this area.
Wannsee, la periferia Berlinului, ultimele pregătiri pentru întrecerea anuală de canotaj. Sistemul multidrone este folosit aici pentru prima dată la un eveniment sportiv după 2 săptămâni de testare. Okay, 1 minute until the race starts. Și întrecerea începe. Dronele sunt poziționate de-a lungul traseului cu lungimea de 15 km pe care se desfășoară competiția. Pentru siguranța sportivilor și a spectatorilor, dronele zboară la o distanță destul de mare de oameni. Din cele 2 aparate care sunt în aer, unul funcționează complet autonom, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. Vântul bate cu putere, umiditatea aerului este ridicată. Apoi începe ploaia, așa că dronele sunt readuse la sol. I trained that now, just let me say thank you very much, merci beaucoup, e faristo, obrigat, mille grazie, muchas gracias, vielen Dank. Înapoi la Sevilla, misiunea celor 3 drone se încheie cu succes. Drones going home. Be careful. Algoritmul preia zborul de întoarcere și aterizarea. Misiune îndeplinită. It was a very, very challenging project. Întregul proiect a fost o reală provocare. De la început au existat obstacole serioase. I think without really hard work, fără angajamentul, mai ales din ultimele 3-4 luni și fără extraordinara muncă în echipă, n-am fi reușit. Este o combinație grozavă între robotică, inteligență artificială și film, care deschide calea modului în care vor fi utilizate dronele cu cameră video în producțiile viitorului.